Invităm pe domnul Daniel Suceanu. Adică un om foarte dornic să cunoască alți oameni, să-i cunoască.
Uite, bă, noi ăștia mai tineri, eram foarte curioși ce ni se învârte în cap la vremea aia. Mai veneau câțiva atunci, dar prea mulți nu. Eu, în orice caz, Andrei Palolog venea și Andrei Tintilie, Dumnezeu să vierte, nu mai este între noi. De altfel, la Milonescu așa am ajuns prin tatăl lui Andrei Tintilie, prin Grigă Tintilie, un scriitor, care a fost și el în, a fost și el în temniță și nu a prins, dar probabil am impresia raportul în condițiile alea s-au cunoscut. Deci, în legătură cu acest dar al prietenirii, e un lucru indiscutabil și foarte intens, foarte intens. Ăsta l-am resimțit de la început. Și, sigur, la început m-a patronat, așa a văzut că de niciunele și de materie duhovnicească chiar eram, da, sigur, așa, intuitii sau așa. Și a început să mă solicite, să mă pună la telefon. Dar el, ce program ai? Astăzi ai școală? Nu, sunt liber. Zice, păi el vină până la mine, uite, mergem la biserică, că sunt denile. Chiar, uite, capul vremea asta, așa era. Da, sigur, vin domnul profesor, vin domnul Mironescu, zicea, nu domnul profesor. Și mă duceam, mergeam aici, la metropolie. Urcam deal, era așa condiționat, însă soarele apunea. Chiar într-o dată în zilele care vor urma acum 40 de ani, poate mai mult. Și vorbeam, discutam, m-a întrebat tot timpul, îmi spunea, făcea observații, îi plăcea foarte mult biserica aceasta, cu perioada de Constantin Șerban. Și zice, uite ce proporții fine, rafinate are, ce frumusețe, ce... Da. Până m-am dus la Antic, la mănăstirea Antic, de câteva ori. Mi-a arătat, odată ce vezi ce acolo, la intrare știu deasupra, este blazonul lui Antimic Granu, sculptat chiar pe mâna lui, în mâna Sfântului. Și eu nu observasem. Și văd acolo un merg, ce da, zice, mergul acesta și steaua pe care aspiră și, în sfârșit, iarăși s-a evocat aici icoana cu Gloria Prinsă. Era acolo o cameră la Mironescu. El nu mi-a spus niciodată că a cântat sau am aflat mai de curând. Și chiar scrie că dansa. Deci iarăși a dansat. Adică a dansat. Era o vibrație, se întâmpla ceva. Deci un lucru absolut real pe care l-am aflat direct, mai târziu de la alții care au fost acolo. Adică, cred că de la Părintele Sofian, dacă Părintele Sofian a fost apropiat, eu l-am cunoscut atunci când era Părintele Mironescu bolnav și cu puțin înainte de acest și era foarte bolnav și epuizat și cu tratament și am fost, m-a trimis doamna, seara, era seara acolo. Eu mi-a spus că nu prea poate vorbi, zice, sunt nou, nu pot vorbi cu tine, dar mi-e prea mult. Zice, dar tu te că vine Părintele Sofian. Era destui și era foarte... Și m-a spus să-l întâlnim pe Părintele Sofian, care venea de la mănăstire și la Piața Rosei, acolo, aproape de locuința unde stătea în Mănăstru. Și am venit și atunci la povedit și am învățat și cu prima dată după câteva zile. Am primit vestea că Mironescu s-a dus. Și de la Părintele de Mironescu, iarăși am fost la mănăstire acolo, când era la Părintele de Mironescu, la chilia lui, că m-am luat, era vara, de vara noastră, și de cazul dimineața, mă sună anul, zic, Daniel, vină, dacă ești liber, dacă te spune anul vacanță. Mă spune student. Și vină, că mergem la cele. Da, vin, domnule, și mai vreau să zic, nu, fugă. Nici nu stăteam așa de parte, că nu știu și din acolo, pe ăsta, la Piața Rosei. Aproape de liceul, știu, care.
Și, deci, plecam cu mașinile alea, că era greu. Cu lumea, bă, pe scărpă, cu frate. Și stăteam până seara, în priviera. Adică pe malul lacului, pe întrigoare, așa foarte frumos. Și de drum să mai ajungem și vara asta. Mai sunt. Alții, parcă sunt acolo, nu știu. Și era de grabă un om. Și evoca, adică făcea aluzii la sfârșitul lui, de care nu se... Nu avea niciodată, era de o, de o luminozitate și de cam și de o... Extraordinară, știam de mine lucrul ăsta, îi vream că se întâmplă ceva foarte grav. Se mai bine așa. Și vă mulțumesc că au fost. Și da, eu m-am părit pe Benefic, a participat și la ziua de reuniune. Nu știu că erau o zi grea să te-am apărut. Ce vreau să era extraordinar. La un moment dat, după prânz, venea și doamna Milonescu, mai venea cu o prietenă, a venit. Casa lor era, de câte ori mergeam acolo, mai veneau și alții. Dar ăla se întâmplă să fie mai eu. Era o anumită, după cum i-am cunoscut atunci. Ce să mai spun? De pildă, în legătură, ca să revin totuși la Rugul Aprilie, din care vă spun, nu prea mi-a spus multe lucruri, dar mi-a spus despre rugăciunea inimii și mi-a spus cum se face. După un timp, așa, după câteva luni de frecventare, și mi-a dat să-și citesc niște manuscrise, erau manuscrise, să nu mă fac scrisori cum. Și, da, sigur, lucrurile astea nu erau o binecuvântare, cum să spun, dar era o lume de cunoștință și un lucru după care l-am apropiat așa, sufletește. Deci tot asta este din punctul ăsta de vedere. Cât despre fenomenul lucrurilor aprinsă de la Nicolescu, nu prea. Mi-a povestit foarte mult din închisoare, situații de acolo, concluziile la care însă această experiență este capitală în viața mea, bineînțeles că nu e de dorit vorbul așa ceva, dacă pe el personal i-a întâlnit credința, l-a fortificat, da? Și despre prima perioadă a lucrurilor aprinse, aceea de la cenunți, cred că ceva tot mi-a spus, dar eram foarte necoptat, nu chiar toate lucrurile la... Dar recent, deși ceea ce spunea el, cum să vă spun, nu se mai trăgea de memorie. Firește că era și om așa, foarte tânăr și foarte impresionat de personalitatea lui, dar am observat că și ceilalți care l-au cunoscut, adică aveau o putere de în felul cum grăia și avem și un limbaj foarte interesant, foarte interesant. Era să vedea că e scriitor, că are talent literar. Folosea unor cuvinte vechi, rare, într-un mod foarte, foarte curios, așa. V-am spus și traduzit, domnule. Era și... avea și foarte mult umor. Umor superior, foarte fin. Aveam un umor, uneori, cum venea să râd. Da? Făcea o combinație de cuvinte. Da, într-adevăr, și sugestive și... și cred că ceva mi-a spus, dar mult mai mult am aflat însă de la Alexandru Iar, care era vecinul de la scara cealaltă și pe care l-am cunoscut atunci așa mai treacă. Soția lui de atunci, Iulia, deci de venea, era prietenă cu Maria Iunescu, să vedea mai des. Păi el m-a cunoscut mai bine, să nu mai puțin, mult mai eu, în legătură cu cercetările mele din Băgrată și să și mergeam mai des la și Alexander Iulian, Dumnezeu să vierte și care și el, că s-a spus aici că ar fi făcut și parte din Băgrată, dar era așa,
Doamne, dar mi-a spus, zice, Daniel, să știi că Cotin, deci Lugul a prins ceea ce se încearcă să se spună acum, asta se întâmpla până la început anilor 90, sau dacă nu, chiar și înainte puțin. Eu mergeam la Milonescu, la San Guilian, San, de, dinainte de 90 de ani. Și eu știu ce mai mult am, îți pot spune cu precizie ce s-a întâmplat la început tot istoric și cine a fost. E, n-am mai fost ocazia să mai discutăm lucrurile astea cu... Și mă pare foarte rău. Îmi pare rău și că n-am... Nu știu, n-am, nu l-am mai solicitat să-l întreb, să-mi dea mai multe amănunte, să-mi spună, poate mi-a și notat, atunci n-am avea nici reportofon, nici să spune acolo. De asemenea, ce să spun, Amironescu, iarăși, deși cred că am fost de... De multe, de nenumărată, dar acum, după atâta timp, așa asta, așa ca să închei, am să spun că îmi pare rău că n-am fost mai des, dacă s-a făcut zilnic să fiu acolo. Așa că, uite, acum mi-am înțeles de că a venit vorba și de Sandelian, Alexandru Elian, profesorul și elenistul și istoricul excepțional și Alexandru Elian. Alexandru Elian și el ne-a zis, Daniel, să știu că eu am fost, am învățat cu Demostene Rusu, a fost maestru lui înainte de război și cu Iorga, care l-a trimis la studii în Franța. Zice, și acum îmi pare rău, zicea Elian, zice că n-am fost mai des, vreau să fiu tot timpul la Demostene Rusu, că era o enciclopedie, era o... Așa. Zice eu așa, bineînțeles, cu toată vederea și ca un pitic. Îmi pare rău că n-am fost zilnic la tot din Iranie. Dar, uite, m-a ajutat foarte mult și în continuare amintirea lui și care e foarte vie, foarte vie, repet asta, adică revăd așa ca un film, multe împrejurări pe care le-am văzut și am discutat și multe lucruri care mi-a spus, desigur, că fi foarte mult de păcat, nu o zbura de gata, nu am fost la percepția, n-am fost. Și s-ar putea spune foarte multe. Îmi pare rău că nu știu exact în ce situație este publicarea manuscriselor care au rămas, deci ceea ce a scris înainte de timpul vieții. S-a cam republicat prin grija specială a Ghilenei, a ficei sale, și a lui Brigid Cânda. Brigid Cânda care a fost iarăși foarte, foarte apropiat, așa și în tinerețea lor mai ales, doar mă rog să zicem că... Și cele care au rămas în manuscris, pentru că după 1946-47, cam așa n-am mai avut drept de semnătură, cred că ultimele cărți cam atunci, adică ultima carte a fost teza lui cu limbă de cunoaștere științifice, asta știu că a apărut în 1945 la Fundația de Regale. Și parcă, nu știu dacă și asta certitudine și adevăr. E mai înainte? Aia a fost înainte. Mai înainte, înainte da. Și pe o monografie despre Claude Bernard, care nu știu, că asta s-a putut. Da, a fost un interpret. El a fost urmarea admiratoră a lui Claude Bernard, pe care s-a și critică filmul de la care la metoda și la lui Claude Bernard. Și îmi spunea, zice, uite, vezi, am făcut cartea să-l confortunat, dar nu mi-a fost. Dacă aș avea posibilitatea, așa și despre Newton, un eseu, o cercetare de asta, însemna să mă duc acolo, să văd așa, în sfârșit nu mai se punea problema. Deci, nu știu, am observat că s-au cam publicat și din manuscrisele rămase, pe care încă din timpul vieții o parte mi se pare vădese Părintele Vigore Băcuși la Sfântul Sinod și sunt și acum acolo. Și putea să publice. În ultima perioadă, în ultimii ani, eu cam 69-70, așa, avea, făcuse un fel de contract cu editora cartalumească pentru romanul lui Ziduri Între Vite. Și avea promisiunea că se va publica. Era atunci
mai încredere de director, lector era Mircea Cioban, la Fița, parcă și eu. Și eu mă duceam, stăteam foarte aproape de editură și aveam și eu acolo, îl cunoșteam bine pe Mircea Cioban și aveam și eu niște poezele pe acolo, date la... Și mă duceam din când în când, mai ales că mă chemau ei, nu mai vii aici, că trece timpul și... Și atunci am venit și zis, interesează-te și de cartea mea, ce se mai aude, ce se mai întâmplă? Și cum spunea Cioban, ce este excepțională, deci o să apară, o să apară. Era și în plan, nu știu cum, făcut, ei făceau un plan editorial care se și tipăreau o juriță, așa. Ei, și în anul ăla, când să poată publica, s-a întâmplat ceva, nu știu, tezele din aprilie, ceva cu propaganda, cu Ceaușescu, s-au întors ca cu chestiile astea, s-au răspărit și editurile au trecut în aprilie. Că nu s-au mai putut publica, a intervenit chiar de cenzura, și așa s-a sfârșit Mironescu, fără să-și mai vadă nimic publicat. Ceea ce se întâmplă acum și datorită domnului Vasileanu, cu aceste redescoperiri, și iar acest jurnal al lui Mironescu, trebuie să fie un jurnal foarte mare, pentru că era zi, era la zi. Eu de cât ori mergeam acolo, mai citea uneori anumite parunghețe, ziceam că stai acolo pe scaun și citea de jurnal. Multe lucruri le-am regăsit, unele le-am regăsit aici, dar sunt și altea, sunt și ceilalți, nu știu. Păi, apoi poeziile și locale, ce-mi citea din ele. Țineam foarte mult la aceste cuvinte. Le considera ca un testament, poeziile și locale, ce pare că nu știu că aici nu aveți din poemele și locale. Și corespondența, iarăși, cu o corespondență foarte, foarte mare. Tot, pot să mărturisesc că am fost acolo, tot așa, am citea o scrisoare. Mi-aduc aminte, odată mi-a citit o scrisoare primită de la Dinu Noica, a fost colegă, a fost prieten. O scrisoare lungă. Și el citea, zice, Dinu Noica, e cam, ceva de genul ăsta, e cam criticat, dar cu multă dragoste. Ținea la toți, la Sandu Tudor, până pe zice, am fost ca frații, zice, ca frații am fost, așa de mult. Da. Cât sfârșit, vă rog să mă iertați, că poate am ținut prea mult, așa, ar fi foarte multe de spus. Eu cred că pe măsură ce o să mai apare și am făcut documentul de felul acesta, să va putea întregi profilul acestui mare și cărturar și om de duhovnicesc extraordinar. Poate mai important și ca talent și ca contribuție decât mulți alții, în sfârșit, care mai mult, mai cunoscuți. Bun, vă mulțumesc foarte mult!